O vorbă din bătrân te învață să nu te duci cu sacul la pomul lăudat. Un sac de bani au plătit două tinere familii pe două case vecine într-un cartier chic, ridicat în stil american la câțiva kilometri de Cluj. Aveau să afle că americanii era doar renumele cartierului, pentru că de aprobări s-au ocupat români. Visul celor două familii s-a năruit odată cu terenul de sub case. Un proiect de plan urbanistic general, întocmit de un expert în 2015, arăta că dealul este instabil și că pe el nu ar trebui ridicată nicio construcție. Contractul a fost însă reziliat, iar aprobările s-au dat în baza unui PUG mai vechi și mai permisiv. Curtea mare și casa. Aici avem loc de parcare de 3 mașini. E foarte fain balconul ăsta. Îmi place foarte mult view-ul de la balconul ăsta, că vezi spre deal, vreau așa frumos. Acum 3 ani, soții Gorgan s-au mutat în Dezmir, lângă Cluj-Napoca. Au luat decizia de a lăsa în urma radul natal și au dat 116.000 de euro pe o casă la cheie într-un cartier nou. Când am venit aici, totul era extraordinar. Avem o priveliște splendidă, terenul era drept, casa era frumoasă. Ar fi fost prea frumos. Visul s-a năruit ca pământul din jurul casei. Fisurile s-au transformat în crăpături, apoi în tranșee în toată regula, care nu mai pot fi astupate cu câteva roabe de pământ. În trotuar s-a făcut o crăpătură. De la crăpătura aia micuță până la ceea ce este astăzi, cel puțin un metru adâncime încolo, încoace n-are rost, este mult mai mare. E clar că trece pe sub casă și continuă de-a lungul curții. Acum, după trecerea zăpezii, s-a fermat pământul, s-a surpat. Aici am avut o groapă undeva la un metru. Se vede diferența de nivel cu ochiul liber. Este și o țeavă care e pe aici, nu știu ce este. Apă, curent, ce-o fi. Sub placa asta de beton este undeva la jumătate de metru adâncime, pe puțin. Țeava de gaz se și vede sudată. Odată a fost înlocuită cu totul. În alte ture a fost sudată, eram plecat de acasă și o săptămână gazul a fost liber în toată curtea. Adrian a încercat să rezolve problema pe cale amiabilă cu dezvoltatorul. Nu a rezolvat nimic, așa că l-a dat în judecată, mai ales că riscul de surpare era cunoscut dinainte de a începe construcția. Am primit o poză care arăta în 5 mai 2019, adică cu câteva luni înaintea noastră, care arăta o lunecare, o cădere de teren, nu știu, o diferență de cel puțin un metru. Când noi am venit, totul era frumos aranjat, nu era fir de iarbă, era pământ curat. În instanță au ajuns și Anda și Mihai. După studenție, cei doi maramureșeni au decis să rămână în Cluj. În 2019 au plătit 100.000 de euro pe casa din noul ansamblu rezidențial. Ia uitați ce înălțime am eu și cât este de plecat pământul. Ia uitați crăpăturile aici, plus sub casă se vede clar, fundația casei a dispărut. Casa asta stă în aer efectiv aici. Se vedea o fisură de un deget și acum, pe o distanță, e picată fundația cu totul. Pe propria cheltuială au apelat la un expert independent. Verdictul a fost crunt. Trebuie să părăsească imobilul pentru că e în pericol de prăbușire. Acum, pe lângă rata de 1500 de lei la bancă, plătesc și 550 de euro chirie într-un apartament din Cluj-Napoca. În zona asta se văd fisurile. Cum deja casa începe să se deplaseze. Ați mutat mulți bani așa, după ce v-ați mutat, de când ați luat tot? Tot ce am avut. Tot ce am avut. Tot ce a venit, nu știm, noi nu ne-am făcut un calcul, pentru că nu am crezut vreodată că o să ajungem, să trebuiască să părăsim casa asta. Localnicii știau că terenul este instabil în zonă. De-aia Dezmirul vechi, acum 300-400 de ani, s-a construit roată pe după deal. Nu știu cine a avut îndrăzneala să dea autorizație de construcție acolo. Tot satul știa, mai puțin primarul, care a semnat autorizația de construire. Se știa că e teren instabil. Nu. Și nici nu știu dacă este instabil. Nu se presupune a fi o problemă de alunecări. La Direcția de Urbanism din primărie ni se spune că studiile anexate autorizației de construire sunt făcute la 6 metri adâncime și că falia care a luat-o la vale ar fi la 20 de metri adâncime. Însă un plan urbanistic comandat de primărie în 2015 arăta că zona în care a fost ridicat cartierul e una cu risc ridicat de alunecări de teren și recomanda o interdicție permanentă de construire. Primăria a renunțat la contract, iar autorizațiile au fost emise în baza unui plan mai vechi. Era o propunere, ulterior s-a făcut
niște studii și s-a infirmat. Așa că zona verde s-a transformat într-un cartier cu zeci de case. În timp ce ne aflam în biroul primarului, acasă la Adrian Gorgan, pământul a luat-o din nou la vale. În cursul serii trecute am auzit o pocnitură. Nu am fost inspirat să verific țeava de gaz. Constatat cu stupoare, dimineață, că în realitate toată noaptea gazul a ieșit prin ruptura țevii. Cine face studiul geo, cum îl face? Și asumă răspunderea. Toată lumea are impresia că cei de la primărie sunt niște, nu știu, ultra specialiști. Am plecat în căutarea ultra specialiștilor. Am crezut că îi găsim la Inspectoratul de Stat în Construcții Cluj. N-am aflat cât de specialiști sunt, doar că nu își asumă nimic. La București trebuie să sunați. Cu domnul director de la Cluj aș putea vorbi? Nu se poate. Am încercat să vorbim și la centru. Conform studiului geotehnic, amplasamentul denumit Poiana Porcilor este poziționat pe o veche alunecare de teren, care nu a mai suferit deplasări de peste 100 de ani. Programele de verificare a lucrărilor de execuție au fost avizate fără participarea reprezentanților ISC. Dezvoltatorul imobiliar ne-a răspuns, dar a închis telefonul când a aflat cine suntem. Alo, bună ziua, domnul Liviu? Alex Prunean, sunt de la Observator, de la Antena 1, îmi cer scuze că vă deranjez. Fac un material despre cele